Salut, mă, Ghiță! Salut, mă, Mărine! Mă, Ghiță, trebuie să mă ajuți, mă, neapărat, mă. Sunt foarte speriat, mă. Așa că vreau să mă mut la tine câteva zile până să liniștesc capele, mă. Dar ce s-a întâmplat, mă, Mărine, de ești speriat? Mă, m-am certat cu nevastă mea, mă, și stai să-ți povestesc. Eram astăzi în sufragerie, mă uitam la televizor și vine nevastă mea nervoasă. Marine, m-am săturat. De când cu carantina asta, nu mai faci nimic altceva decât să te uiți toată ziua la televizor și să scoți câinele la plimbare. Pe mine nu m-ai mai scos de o lună. Draga mea, suntem căsătoriți de 40 de ani, dar până acum nu am știut că și ție îți place să te piși pe stradă. Așa deci, mă iei și la mișto. Acum la ce te uiți? Mă uitam la o știre, draga mea, cum că alcoolul și soarele ar ucide corona. E, atunci să nu te surprindă faptul dacă o să mă vezi alergând prin curte, beată și dezbrăcată, să știi că fac cercetare medicală. Fă ce vrei, dragă. Bă, și în următoarea oră, liniște totală, frate. Zic, mă, ce-o face, mă, dar nu se mai aude gura ei deloc. Și m-am dus să văd ce face, mă. Și ce crezi? Se uita la un film, Crima perfectă. Dar ce mă îngrijora cel mai tare e că își lua notițe. Așa, și? Și mi-e frică pentru viața mea, Ghiță. Bine, mă, poți veni, dar dorm pe canapea.